Premierul spune că ordonanța privind finanțarea centrelor de vaccinare ar trebui să fie elaborată până vineri. Florin Câțu a declarat însă că trebuie să fie stabilite criterii clare, astfel încât costurile să nu fie supraevaluate. Au fost situații în trecut când nota de plată a fost puțin supraevaluată, să spunem așa, în unele situații, și atunci vreau să mă asigur să fie foarte clar că avem criterii clare prin care se definesc aceste cheltuieli. Ceea ce vrea să spună premierul este că guvernul va deconta cheltuielile făcute de administrațiile locale după ce acestea se vor descurca singure cu tot ce înseamnă costuri pentru centrele de vaccinare. În lipsă de alte soluții, patronii de spații au sărit în ajutorul autorităților locale. La Timișoara, patronul unui centru comercial a pus la dispoziție un spațiu care va fi dat în folosință de la jumătatea acestei luni. Asigurându-se respectarea cerințelor stabilite de către Direcția de Sănătate Publică Timiș, cu accese din exterior, astfel încât fluxurile de persoane care apelează la acest centru să nu se intersecteze cu cele din ale cumpărătorilor. Și la Cluj, mai mulți patroni au vrut să vină în ajutorul autorităților, astfel că au pus la dispoziție gratuit sălile goale pe care le-au putut folosi în timpul pandemiei. Datorită faptului că și poziționarea noastră este una foarte centrală în inima Clujului, și de asemenea și clădirea și suprafețele ne permit. Din cei aproape 3.000 de metri pătrați cât are acest spațiu, aproape 800 vor putea fi folosiți gratuit de către autorități. Practic, suprafața va fi transformată în centru de vaccinare provizoriu, asta pentru că majoritatea clienților din acest spațiu îl folosesc ca o alternativă a muncii de acasă.